Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Există un cuvânt scris în cartea prorocului Daniel și acolo zice cu privire la zilele din urmă, e un cuvânt pe care mă gândesc la el de câtva timp, și acolo zice, puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Dorim în ziua aceasta Dumnezeu care e de față, care ne cunoaște viața, inima, care ne cunoaște de când nu eram pe pământ și care ne cunoaște toate zilele vieții noastre până la ultima suflare, să-și întindă mâna peste noi, să ne binecuvinteze, să ne cerceteze așa cum își cercetează păstorul turma și să se ocupe de fiecare din noi, să-i spunem, avem nevoie de putere, avem nevoie de lumină, avem nevoie de ajutorul tău să ne însoțești, ca să putem duce legământul pe care l-am încheiat până la sfârșit, să nu ne înghită valea aceasta, Babilonul acesta, să nu cădem de oboseală, să nu ajungem pradă vrășmașului. Odată citesc versetul care deja s-o citit, s-o recitit, versetul 6 din capitolul 2 din Tit spunea, bătrânul Pavel sfătuia pe Tit, sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă de pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusuri, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi. Ceea ce vreau să vă spun mai departe, ca să nu risc nici să zic că mă smeresc, ceea ce am să spun, am să spun spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu știe de unde vin, venim din luptă și am vrea să ne luptăm, nu oricum, și am vrea să ajungem la capăt, nu oricum. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Personal, m-am născut într-o familie, e și normal, frații care s-au născut în familie de credincioși, cu rugăciuni, cu prorocii, cu, eu știu eu, cum au trăit în familie, a fost o binecuvântare. Eu m-am născut într-o familie unde scandaluri, înjurături, până la mezul nopții și câteodată până dimineața și câteodată trebuia să fugim cu toții de acasă în toate direcțiile. La vârsta de 19 ani m-am întors la Dumnezeu și n-am avut frați bătrâni, câteodată zelos, dar și supărat pe bătrâni. Când i-aud pe vremea noastră era așa, Dumnezeu lucra, și până la noi, unii din voi ați venit cu mâinile goale și n-ați adus nimic original și nimic adevărat, unii din voi spun asta. Ferice de bătrânii care au rămas la postul lor, ferice de bătrânii care nu s-au compromis cu toate vremurile care au trecut peste ei, ferice de cei care stădiți în casa Domnului și care și la bătrânețe nu se laudă cu pocăința de tinerețe, și acum îți pocăiți, și acum sunt oameni sfinți, și acum sunt oameni care se tem de Dumnezeu, ferici de ei și Dumnezeu să-i întărească. Amin! N-am avut bătrâni care să ne spună, ia-o pe aici, ia-o pe aici, și pe aici nu-i bine, nu fă asta, nu te băga, este pericol. Și aș vrea să spun astăzi ceva care pe noi ne-a învățat Dumnezeu atunci când ne-am întors la Dumnezeu, ne-am întors undeva într-un oraș universitar. Acolo studenții veneau cu lecția învățată de acasă și ne dădeau acolo erezii la kilogram de la ambon. N-aveam pe nimeni, nu cunoșteam pe nimeni. Dar dovada că cineva ne-a chemat la pocăință. Cel ce ne-a chemat s-a ocupat personal de noi. Mergeam la adunare. Nu era nimeni să ne spună asta, nu mânca, că e o treabă. Dar o lumină simțeam că venea de sus, nu eram botezați cu Duhul Sfânt. O simțeam că vine de sus și cineva ne spunea ca un tată, asta e fals, nu te prinde de ea. Omul ăsta e pățarnic, ești ia câte unul la ambon și vorbea de te gândeai că e bun de pus pe icoană. Dar ceea ce suna în lăuntrul nostru, un glas, spunea, omul ăsta este fățarnic. N-au trecut mulți ani și omul despre care vă spun,
cel puțin un singur caz măcar, au ajuns la dansatori, la carismatici, ca să se confirme că cine ne vorbea, ne vorbea cineva de sus. Aleluia! Și vreau să spun pentru tineri, pentru băieți, vorbim astăzi și de ispitele pe care le au fetele, de ispitele pe care le au mamele, de ispitele pe care le au părinții și cum ar trebui de fapt să fim și Dumnezeu să se ocupe de noi. Amin. El care știe exact ce ne trebuie. După ce am terminat armata, asta este în urmă cu aproximativ 18-19 ani în urmă, m-am mutat în orașul Suceava și cu un grup de tineri n-am luat-o să căutăm fete prin adunări, așa cum se umblă astăzi. Ținta noastră era alta și ca să ne ferim de toate ispitele, câteva experiențe triste le-am avut, ne-am dus printr-o adunare prin alta, nu știa cât să ne iei la masă, până la urmă să ne dumerim, că în general casele unde erau fete și mamele stăteau la poartă să ne aștepte, parcă noi eram cineva, eram nimic. Și ca să scăpăm de toate ispitele astea, am primit de la Dumnezeu o lumină, vorbesc pentru băieți. Am zis cu frații care eram, ca să scăpăm de toate ispitele și de toate problemele astea, în ziua de duminică când mergem la adunare, intrăm în zi de post toți. Și când mamele ne așteaptă, nu cu gând curat, să ne invite la masă, ca au alte gânduri, noi le spunem, nu vă supărați, noi suntem astăzi în ziua Domnului. Și motivul ca să ne mai cheme acasă, pentru altceva, trebuia să spună pe românește pentru ce ne cheamă. Când intram în adunare, și vreau să spun și pentru fete azi, nu sta în adunare, trăim o vreme când se ridică o generație de fete cu priviri pofticioase, care n-au, câte unele n-au nicio treabă nici cu pocăința, nici cu duhovnicescu, nici cu altceva. Când stai în adunare, dacă iese un băiat să cânte, ai fi în stare să-l tragi pe video, să-i faci o fotografie. Nu asta e soluția. Și noi, ca să scăpăm de ispitele astea, nu că am fost așa de sfinți. Dumnezeu a avut milă de noi. Noi așa am crescut. N-am avut pe nimeni, n-am avut frați care să zică ia-o pe aici sau ia-o pe aici. Dar Dumnezeu s-a ocupat de noi. Și când mergeam în adunare, cât se nea programul și până dacă ne puneau tranță să vorbim, în fiecare duminică mergeam într-o adunare deosebită. Scriam 7-8 biserici pe bilet de sorți și duminică dimineață făceam o rugăciune înaintea Domnului și trăgeam un sort și unecă de-a sortul acolo plecam. Cu bicicleta pe jos, n-aveam mașini atunci. Și cât ținea programul de adunare, noi cu privirea în pământ, cum ridicai privirea, 4-5 fete te luau un vizor. Pe vremea aceea, cu 20 de ani. Și ca să primim un pic de har de la Dumnezeu, ca să primim descoperire, ca să primim cuvânt, privirea noastră era îndreptată în pământ. Unele ziceau ăștia, nu-ți cumim, sărași. Nu-i nicio problemă. Și așa am primit de la Dumnezeu lumină, așa am primit de la Dumnezeu har, așa am crescut pe calea pocăinței. Și aș vrea să spun pentru băieți, este foarte necesar problema asta. Când mă uit la unii din voi că în Biblie le încurcați foarte tare, dacă îmi spavoriți așa lungi ca în ultimele reviste de modă, când părul ții parcă da cu ulei de mașină pe cap, când hainele sunt așa luate din reviste, din ce apare, ești la punct cu toate, vreau să spun întrebarea astăzi, crezi că vei crește spiritual și vei ajunge un bărbat din nădejde în poporul lui Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu îți va da lumină și se va ocupa de starea ta ca să fii un om care să crești după voia lui Dumnezeu? Știi ce eu zic Pavel lui Tit? Eu spus, sfătuiește pe tineri să fie, să le spui la alții, nu vă lăsați favoriți așa până în gură. Nu? Dar tu să ții leși. Deci prima dată au zis, dă-te pe tine însuți, pildă și în învățătură dă dovadă. Nu când ești la învon și vezi multe fete în adunare, îi dai tare și vezi din astea așa smerite, legate cu baticul sub barbă, îi dai tare cu pocăința și tu ești de fapt pe 7 cărări cu pocăința. Am întâlnit odată un frate tânăr într-o adunare și le-a spus așa brutal la surorul, dacă nu vă luați batic în cap când ieșiți de aici, dracu vă ia, un tânăr.
Și nevasta lui la ora actuală e tuns, așa ca mine, și vopsită și de batic nici nu mai știe de cât ani nu poartă, umblă cu ochelari de frunte. Nu așa. Dumnezeu să ne ajute să putem crește după voia lui Dumnezeu și vreau să spun încă un sfat pentru băieți și pentru tine și pentru fete. Nu te grăbi să spui la alții lecția care tu nici n-ai învățat-o. Știi numai titlul și îi dai la alții tare, când tu nu știi cu ce să mănâncă aia. Fiecare lecție, după ce ai învățat-o, după ce ai început să o trăiești, o poți spune altora. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și aici, bineînțeles, că ar trebui lumină și la frații bătrâni. De exemplu, m-am dus odată undeva și era binecuvântare de copii și noi eram necăsătoriți. Și frații ne împins la ambon, vorbește frate. Ce să zic așa, na, zic eu după mine, am vorbit, cum e scris, era ușor să vorbesc, nu? Să vorbesc eu de copii, cum e scris, adică ușor, simplu, nu? De asta ar trebui și bătrânii să fie treji, nu? Când e binecuvântare de copii, nu pui unul necăsătorit și să-ți vorbească de copii. Pune unul care are copii și știe ce înseamnă copii. Amin. Nu? Amin. Că el vorbește nu numai din Biblie și din auzite, vorbește din experiență. Nu? Am vorbit, când am ieșit de la ambon, am auzit un glas demonic care m-a amenințat și o zis, ai vorbit. Dar o să te văd în viață ce vei face când ai să ajungi să trăiești pe aici. Nu pot să spun că, să zic, m-am gemut de acum. Nu asta să se înțeleagă astăzi. De acum nu mai vorbim, de acum nu mai spune, dacă te întreabă cineva, nici spui, nu știu, frate, a să văd când ajung la 30 de ani sau când așa, atunci să spun. Deci învățătura trebuie susținută. Dar nu te grăbi să predai la alții lecții pe care tu nu le-ai învățat. Nu? Deci eu zic Pavelului Tit aici, spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste. Spune că femeile în vârstă să aibă o purtare cuvincioasă, nu? Și să învețe pe cele mai tinere. Pun întrebarea. Pot soră în vârstă? Poți să fii acum smerită în adunare, la locul tău. Dacă toată viața n-ai fost supusă, dacă toată viața n-ai acceptat ce-o vrut Evanghelia și ai făcut ce-ai vrut tu, poți să înveți pe una tânără să își iubească bărbații și copiii și să trăiască în rânduială? Așa verbal poți să-i spui din fățărnicie, dar aia o să se întoarcă înapoi și o să zică ce n-ai trăit tu, îmi spui mie, poți să-i spui? Pavel nu i-a spus lui Timotei, uite la Domnul Iisus că el o pot pocăit, o pot a locul lui și ia-te după el, că la mine treaba o scârțuit în viață. Pavel a zis, adu-ți aminte de răbdarea mea, adu-ți aminte de lupta mea, adu-ți aminte de suferințele pe care le-am răbdat. Și a zis, Timotei, fă și tu așa și încredințează la oameni de nădejde care să fie în stare să învețe pe alții. Nu-i așa? Pentru tine, nu te grăbi să predai lecții când nu le-ai învățat. E de adevărat că glasul pe care l-am auzit și care m-a amenințat, o căuta să se ție de cuvânt. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte cum m-am căsătorit. M-am întors la pocăință și acum aș vrea să spun și ceva cuvinte pentru fete. Ispitele pe care le au fetele. De exemplu, am văzut prin adunări, am fost în multe adunări, vezi prin adunări câteodată surori care iau așa o hotărâre promptă, batic sub barbă, legătură și bine. Trecând anii, au văzut că nu s-au măritat anul ăsta, au văzut că nu s-au măritat la anul, începe să taie din batic, începe să taie din fustă, începe să haine mulate, până la urmă te trezești că nu-i mai aia care ai văzut-o altă dată. Când au pus baticul sub barbă, le-au cărâșit pe altele, că nu poartă, că nu umblă, că nu-i asta pocăință, și așa mai departe. Nu folosi metode de felul acesta ca să te măriți. Nu fii o fată ușuratică care să stai pe banca adunării, numai Scriptura să nu-ți intre în cap. Tot să te uiți, să urmărești, să filezi, să te intereseze numerele de telefon și așa. Sună undeva! Unde îți poate trimite un răspuns adevărat. Amin! Am cunoscut un caz într-o cetate, o fată
chemată de Dumnezeu la pocăință, a fost din familie de pocăiți, dar dintre toate fetele din familie au avut o comportare aleasă. O fată serioasă în toate punctele de vedere, aia nu s-a zâmbit fără rost, aia nu a vorbit în plus, aia nu a scăpat un cuvânt care să nu fie la locul lui. Aia nu a scăpat o privire într-o parte sau alta care nu a avut rost. O avut, mi-aduc aminte, au avut odată o lucrare pentru un tânăr și ca să nu se iese discuții în adunare, că acolo era multe minți, așa, și ca să nu se dea de bănuit, dacă ar fi stat de vorbă la urmă cu el, să-i spuie așa, o lua lucrarea și o scris-o pe un bilețel și o dat-o la o soră în vârstă și o zis, soră, asta o dai la băiatul ăla, deci eu nu trebuie să stau eu de vorbă cu el ca să iasă alte discuții. Să spui că i-am prorocit, că nu știu ce vreau și așa mai departe. Și erau mulți dușmani în adunare care se uitau și spuneau, o să vedem noi cu cine o să se mărite fata asta. O să vedem noi ce zile o să ajungă. Chiar cei din familie, surorile din familie, care erau mai firești, se uitau fugind și cu ură la ea și spunea, o să vedem cu cine o să se mărite fata asta. Vreau să-ți spun în ziua aceasta și să te asigur, Dumnezeul nostru trăiește. Dacă folosești timpul nu pentru scris mesaje cu cuvinte din alea murdare, nu pentru asta, dacă folosești timpul nu pentru căuta numere de telefoane, nu te interesează de băiatul cu tare și cu tare până nu știi care e voia lui Dumnezeu, dacă timpul ți-l folosești în rugăciune să-i spui. Mi-aduc aminte când m-am pocăit într-o noapte, m-am trezit la căminul la care stăteam, un băiat venit din lume, nu l-a învățat nimeni niciodată. În rugăciunea lui l-am auzit spunând, să nu mă lași să umblu într-o parte și alta rătăcind, să te îngrijești tu de ziua căsătoriei mele și să rânduiești tu fata cu care va trebui să mă căsătoresc, să nu umblu eu să o caut, o las în mâna ta, mă rog ție în fiecare rugăciune, ca tu să o pregătești și să o hotărăști pe aceea care va fi hotărâtă. Să folosești timpul acesta pentru a te ruga Domnului și să-i spui, Doamne, hotărăște Tu toate aceste lucruri. Vreau să-ți spun, dacă aș putea să spun așa, de soțul care e hotărât de Dumnezeu pentru tine e la capătul pământului. Dumnezeu are putere să-l aducă de acolo până la tine. Amin. Are? Amin. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Și fata asta a stat în bătaia tuturor săgeților cu o seriozitate deosebită și-a dus darul cu curăție și-a lucrat pentru Dumnezeu. Și într-o zi se întoarce un băiat din lume, care la ora actuală ar putea să spun că e cel mai pocăit bărbat din adunare din care face parte. O închis Dumnezeu gura la toți dușmanii și la toți răii. Și familia asta stă în picioare și azi, pentru că au avut încredere în Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Câte fete nu cad la examenul acesta, câte nu schimbă înfățișarea, câte își pierd răbdarea, câte se gândesc, oare când, până când Dumnezeu mi-a păgăduit și îți pierd răbdarea. Nu-ți pierde răbdarea, trăiește adevărul. Amin. Pentru că Dumnezeu din cer va trimite într-o zi un răspuns pentru tine, care îți va ridica o cară și care îți va da răsplătirea că ai fost serios, că ai fost serioasă, că ai trăit după voia lui Dumnezeu și te-ai purtat cu curăție înaintea lui Dumnezeu. Nu să înveți cântarea și să cânți și nici mama să sfătuiască fata, învață și tu o cântare și ieși în față că nu te mai măriți. Nu pentru asta să ieși în față. Și să te mâi un dor de veșnicie, de împărăția lui Dumnezeu. Amin. Când vezi că în adunare e călcat adevărul în picioare, când vezi că lucrurile merg cum merg, să fii gelos și geloasă pentru împărăția lui Dumnezeu, să rogi pe Dumnezeu, Doamne, ajută-mă și pe mine, aici, ca o pereche de turtulere, dar să duc o ardere de tot înaintea lui Dumnezeu. Amin. Să se audă până sus. Spunea soția, pe vremea când era tată, a zis, la ora actuală nu mai vezi tineri, li se afișează cântările pe ecran, pe monitor, dacă cauți prin poșete la surori, truse de toate felurile, telefoane, nu mai au caiete de cântări, nu mai au caiete de poezii, mesaje, scrisori, tot felul de lucruri care nu sunt găduite. O zis,
Pe vremea când eram eu, văzut, eram încercat din toate direcțiile, stăteam în gazdă într-o familie de nepocăiți, dar văzut un dor, ceva mă mâna să învăț o cântare, nu să mă vadă cineva. O să luam zile de post, mă sculam noaptea la mezul nopții să mă rug în casa în care stăteam, nu era permis să te rogi, și mă sculam și ardeam înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. O să în momentul când intram în adunare și când începeam să cânt sau să spun o poezie, simțeam că iau foc împreună cu adunarea. De ce suntem așa de firești? De ce e așa de greu de înaintat? De ce atâta învălmășeală și atâta încurcătură? De ce? Pentru că suntem mulți adunați, dar cu multe gânduri și puțin mai au gândul veșniciei și dorința de a-L sluji pe Dumnezeu, de a-L avea pe Dumnezeu, de a-L împlini voia lui Dumnezeu în viața lor. Nu-i așa? Să ardă dorul în tine, nu să predici numai decât sau să nu știu ce să faci, dar să simți, spuneam zilele trecute undeva într-o adunare, să simți că atunci când se coboară Dumnezeu să aprindă focul pe altar în adunare, că-i și o bucățică din rugăciunea ta din odăiță, că-i și dorul pe care l-ai pus tu înaintea lui Dumnezeu în odăiță, că-i și focul din inima ta care arde, chiar dacă nu știe nimeni, nu se va publica, nu se va spune, dar să se știe că și tu ai spus câteva cuvinte înaintea lui Dumnezeu și că ai mărturia că Dumnezeu răspunde, că nu te-ai dus la adunare să firezi băieți într-o parte sau alta, că nu te-ai dus la adunare să te uiți după fete, te-ai dus să-L cauți pe Dumnezeu și să-L strângești pe Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. În momentul când am început să discut cu fata cu care astăzi îmi este soție, am avut descoperiri de la Dumnezeu, semne pe care s-au pus, soția mea au pus atâtea semne înaintea lui Dumnezeu, de nici nu știu câte semne au pus. Au ajuns până acolo și au zis, Doamne, de mă orbește diavolul când fac pasul căsătoriei, așa ar trebui să fie. O zis, de mă orbește diavolul când fac pasul căsătoriei, mai bine să mă calce o mașină înainte decât să mă căsătoresc, nu după voia ta, și să ajung unde nu trebuie. Și vreau să spun, în momentul când am discutat, nu după multă vreme, am descoperit un lucru și aș vrea să vă spun astăzi și spun astăzi. Eu vin din luptă, eu noaptea care a trecut am suspinat pentru călătoria asta. Dar spun să se audă, spun ce a făcut Dumnezeu cu noi. Am descoperit că fata cu care vorbesc, de fapt, este bolnavă și nu simplu, o boală destul de gravă. Ne întâlneam rar și când mă întâlneam, n-am avut parte să discut, așa să zic, îmi spunea mereu, nu te mai încurca cu mine. Eu în viață nu o să-ți fiu decât o povară, eu sunt bolnavă, eu aștept mai degrabă moartea decât căsătoria. N-are rost să te încurci, n-are rost, îți spun, nu are rost să te încurci. Dumnezeu ne-a vorbit, Dumnezeu a lăsat mărturii care nu se puteau muta dintr-un loc în altul. N-am umblat ușuratic așa, după prorocii de toate culorile. Dumnezeu ne-a lăsat semne și dovezi care nu se puteau muta. Și am intrat în rugăciune, când plecam, simțeam că-s mai tare. Și am zis, demonul ăsta care se luptă în privința asta, într-o zi va trebui să cedeze. Amin. În fiecare rugăciune îi spuneam lui Dumnezeu de cauza asta și la masă când mă rugam, poate unii auzeau și ziceau, ăsta nu-i, ce-i cu el? În fiecare rugăciune, sute de rugăciuni, i-am spus lui Dumnezeu cauza asta. La un moment dat, și ar vrea să vă spun cauza pentru care. Eu avusem lucrări înainte, că Dumnezeu ne va așeza într-un oraș, unele căpetenii de demoni care stăpâneau acolo peste oraș și peste adunare și neorânduiala și lucrurile, alea toate s-au ridicat împotriva noastră să ne lovească chiar înainte de a ne căsători. Și am postit zile fără număr și m-am rugat, poate sute de rugăciuni, și am spus lui Dumnezeu în fiecare rugăciune, mi-ai vorbit, mi-ai arătat voia ta și uite ce se întâmplă acum. Când mai treceam pe la ea să văd ce face, era mai rău.
mai deznădăjduită, mai la pământ. Când plecam, simțeam că-s mai tare. O forță mă întărea mai mult, mă ruga mai mult, postea mai mult. Până la un timp, când am ajuns ca lupta asta să mă răpună, i-am spus lui Dumnezeu, nu mai pot. O trecut o perioadă destul de lungă, niciun răspuns. Eram hotărât să renunț. În inima mea am luat hotărârea asta, n-am spus la nimeni. În momentul când eram hotărât să renunț, Dumnezeu mi-a vorbit. Nu m-am dus eu să-mi vorbească. Dumnezeu m-a găsit undeva și mi-a vorbit așa clar și de sfârșit ca să înțeleg exact ce trebuie. Și a zis, nu întoarce spatele lucrării mele. Eu am în vedere să lucrez în dreptul tău minunat și lucrarea asta o vei vedea cu ochii tăi împlinindu-se. Am avut o altă lucrare, veneam de undeva, de la o adunare de departe, pe tren și un frate vine la mine și îmi spune, am avut o descoperire de la Dumnezeu aici în tren, de când mergem cu trenul. Ai o cauză cu care arzi înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare noapte. Și Dumnezeu a zis, e aproape vremea când îți trimite răspuns. Aș vrea să spun, frați și surori, nu lungim, într-adevăr, a venit ziua care nu a fost departe de acolo și sub ochii mei am văzut cum Dumnezeu s-a atins de fapta asta și o vindecată pentru totdeauna în privința aceea pe care o avea acum. Slavă Domnului! A venit vremea când eu am ajuns să deznădăjduiesc chiar înainte de a ne căsători, treceam prin anumite situații și Dumnezeu i-a vorbit într-o zi și a zis, când ai fost tu gata să te prăbușești, l-am întărit pe el ca să se roage pentru tine și să lupte pentru tine. Acum e rândul tău să intri în rugăciune pentru că el e gata să se prăbușească. El trece prin situații la care nu poate să facă față. Și s-a rugat pentru mine și Dumnezeu m-a ridicat, slăvit să fie numele Lui. Amin. Avea să spun în ziua aceasta, tineri dragi, nu tirosi timpul pentru lucruri de nimic de care îți va fi rușine într-o zi. Caută să arzi înaintea lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu știe mai bine ce trebuie. Dumnezeu știe până departe ce se va întâmpla cu tine și cu viața ta. Nu umbla tu cu ochii, nu umbla într-o parte și în alta, nu căuta și nu umbla cu 20 de fete până te căsătorești, nu umbla cu 30 de băieți până te căsătorești. Să-ți fie rușine la urmă să trebuiască să rupi un teanc de poze când te-ai căsătorit, să-ți fie rușine să le arăți la soțul tău și să, eu știu, mesaje și alte nebunii care te-au dus capul să le faci. Petrece timpul în a sluji pe Dumnezeu. Amin. Dumnezeu te asigur, chiar dacă e vremea grea și timpul greu, are putere să lucreze, are putere să spartă de grijă, are putere ce ți-o promis să ducă la îndeplinire. Slăvit să fie numele Lui. Era o problemă, se spunea aici, de că nu-i bine și cred că nu-i bine, soția mea a avut o pretenție și a zis, eu nu mă căsătoresc cu un băiat care nu-i botezat cu Duhul Sfânt. Eram întors de curând la Dumnezeu, n-am primit Duhul Sfânt nici la stăruința asta, nici la cealaltă și eu a luat o decizie într-o zi și a zis așa, înseamnă că locul din inima lui Dumnezeu e ocupat de mine și din cauza mea tu nu primești Duhul Sfânt. Eu nu mă căsătoresc cu unul mi-e botezat cu Duhul Sfânt, să fie clar. N-avea să creadă, frate, că acum m-am speriat și am primit Duhul Sfânt, că nu l-am primit nici la comandă și nici nu l-am putut forța pe Dumnezeu. Numai în ziua când o hotărâ Dumnezeu. Dintre semnele pe care le-au pus, într-o seară, curaj, nu? Fetele de azi nu mai au curaj. Dacă l-a întrebat unul de pe bancă, de la adunare, dacă nu te căsătorești, mai ales vine din Anglia, așa are mașină cu volan pe dreapta, așa, așa, a doua săptămână e plecată. Nu-i mai trebuie semne, nu-i mai trebuie nimic. Nu? A pus un semn înaintea lui Dumnezeu și a zis așa. Urma o stăruință. Și a zis, Doamne, eu pun semnul ăsta înaintea ta în seara asta. Dacă în seara asta îl botez pe Iulian cu Duhul Sfânt, înseamnă că trebuie să continuăm să discutăm și să ne căsătorim. Dacă nu, înțeleg în seara asta că se încheie aici. Ne-am dus la stăruință, mergeam cu sora mea la stăruință. Dacă nu era sora mea care s-a pocăit după mine, eu m-aș fi întors înapoi. Eram undeva într-un sat, câțiva bătrâni acolo, am zis, am fost eu la stăruință mai mari ca astea și n-am primit, dar voi aici. Așa se lupta diavolul cu mine. Eu nu știam de semn, nu era în legătură cu asta. Mă durea starea mea și doream să primesc Duhul Sfânt.
Ne-am dus în seara aia, ne-am pus pe genunchi, aceeași luptă, aceeași îndoială. Vreau să spun, ea mereu se ruga, îți mulțumesc că în seara asta mi-a arătat ce trebuie să fac. La un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, nici nu puteam să stau pe genunchi, așa să dădea o luptă cu mine. Stăteam aplicat așa, să dădea o luptă și în trup și în... Deodată, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, m-am ridicat pe genunchi așa cum trebuie, am ridicat mâinile spre Dumnezeu. O putere de la Dumnezeu m-a luat în primire, s-a ocupat de mine. Când s-a terminat rugăciunea, îi mulțumeau pentru ceea ce a lucrat Dumnezeu și apoi urmat celelalte lucruri pe care Dumnezeu le-a împlinit în viața noastră. Avea să spun în ziua aceasta și să închei, tineri dragi, este adevărat că și părinții, că și mamele și tații vor binecuvântarea copiilor, dar câteodată noi nu știm ce înseamnă binecuvântarea. Adică nu că nu știm, știm partea aia care ne place. Mașină, casă, bani mulți, griji puține, nu? Aia înseamnă binecuvântare. Auzi câte o fată zice, eu am trăit pocăința, m-am luptat și uite, asta umbla cum umbla și ea, ce binecuvântare. O luat unul cu jeep, se duce, fiți pe pace și cu jeepul se poate ajunge în iad. Eu am fost martor la o căsătorie când Dumnezeu a vorbit unei cumnate de-a mele și i-a spus așa, îți spune că te iubește și că o să vă luați mașină și că o să mergeți în luna de miere și că o să fiți tare fericiți pe pământ, că fericirea era în mâna lor, parcă. O să zic, așa cât îți spune acum că te iubește, așa te va mânca în viață. Și cu toată mașina care îți spune că o să vă luați, cu tot cu mașină în iad o să ajungeți. O ținut o săptămână, s-a speriat, cumnata mea s-a speriat și după o săptămână au reușit și o ademenit-o și azi îți căsătoriți și într-adevăr merg spre iad și cu o viteză de te sperii, te sperii. Se poate ajunge și cu Jeep, cu X5, cu X6, se poate ajunge în iad, să știți? Dar dacă ai o pocăință adevărată care rezistă în foc, se poate ajunge în cer. Amin. Să vii să fie numele lui Dumnezeu. Nu-i așa? Amin. Trebuie să ai în vedere în calcule care ți le faci în viață veșnicia. Amin. Nu se faci ceva de moment, ceva după vreme, după timp. Să ai în calcul că Dumnezeu e de față. Amin. Și că într-o zi va trebui să ajungi în cer. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Nu-i așa? Să ai în calcul că trebuie să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Asta să-ți fie ținta și dorință. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze pe băieți. Amin. Să nu creșteți pe la site-uri, pe la pagini, pe la toate spurcăciunile care au apărut în lumea asta, ci să creșteți în cercetarea cuvântului, amin, să creștiți în rugăciune, să crești în acele lumină de la Dumnezeu, că vreau să spun în viață, îți trebuie fată care te căsătorești un bărbat mai tare în credință ca tine. Sunteți de acord? Amin. Mai tare în credință ca tine. Femeia e un vas mai slab și în viață trebuie să treacă prin băi adânci, câteodată mai adânci decât bărbați. Și îți trebuie un stâlp în care să spună, și tu știu eu de-a cui ești, din neamul ăla, cui ești, dacă deznădoiești și nu ești pocăită și nu, așa mai departe, te aruncă la lada de gunoi. Când o simți că nu mai poate, în tine să existe tărie, să se găsească o cameră și să poți lupta cu Dumnezeu în rugăciune, amin, și să primești un răspuns de la Dumnezeu. Vă spuneam la început că am vorbit de nașteri de copii și am vorbit și demonul acela m-a amenințat, o căuta să se ție de cuvânt în viață. Înainte de a mă căsători, am intrat într-o familie cu 13 copii, am făcut o rugăciune și când am ieșit, o fată de 10 ani de acolo din familie avea vedenii. N-a venit, eu vă rușine să vii la mine, i-a spus mamei și mama mi-a spus. O zis, fetiță a avut o vedenie și Dumnezeu i-a descoperit să te rogi mult pentru fata cu care te vei căsători, că Satana la prima naștere se va lupta să ia viața. Nu i-am spus ei niciodată până a trecut prima naștere, dar de atunci am intrat în rugăciune să lupt. De atunci am intrat în rugăciune să lupt înaintea lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Și cum vedeam că ziua se apropie, lupta se întețea tot mai tare. Într-adevăr așa a fost. Dar Dumnezeu s-a îndurat și mi-a ascultat rugăciunea și i-a dat viață, lăudat să fie numele Lui. A urmat ani grei. 3 cezariene una după alta.
Cunosc holurile spitalelor și cabinetele de pe o parte și de pe alta și m-am întrebat de multe ori, la alții simplu, văd familii cu 10 copii, văd familii cu 11 copii, simplu, vine nevasta de la maternitate, în câteva săptămâni și revine, se apucă de spălat, la noi a durat luni de zile, jumătate de an, până nu și-a revenit, a trebuit să lupt, am avut probleme în care a trebuit să lupt și să mă rog după fiecare, când o rămas însărcinată, să mă rog luni de zile înaintea lui Dumnezeu. Am ajuns la al doilea copil când satana o amenința cu moartea și i-a spus, o trebuie copii, au să-ți rămâie copiii pe drumul și n-ai să te mai întorci acasă. Asta e ultima zi când ești din casă. Și am ajuns și am spus lui Dumnezeu, i-am spus așa, de nu se poate altfel, accept să-mi iei tot ce am pe lângă mine. Dar îți cer viața copilului care se va naște și a soție. Dacă nu se poate altfel, e tot. De asta îți cer să mă întorc acasă cu soția și cu copilul. Și Dumnezeu ne-a ajutat și ne-am întors acasă. Nu o să vă spun în amănunt, au fost ani grei, au fost lupte mari care s-au dat între viață și moarte. Dar Dumnezeu nu a lăsat ca cel rău să învingă, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a sprijinit. Dumnezeu ne-a dat biruință. Dumnezeu, vreau să vă spun în ziua aceasta, Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru noi, de care noi n-am fost vrednici. Că binecuvântarea nu stă în viață, că Dumnezeu îți face una sau alta, pentru că Biblia vine și spune, dacă ne punem nădejdea în Dumnezeu, doar pentru lucrurile din viața asta, suntem cei mai? Să ne avem privirea îndreptată doar aici, în scoarța asta, în pământ, și atât ai binecuvântat. Că dacă ai de toate și ai pierdut mântuirea și rai, ești un om nenorocit. Ne-a așezat Dumnezeu în orașul în care ne-a așezat. Și demonii care stăpâneau cetatea și care stăpâneau în adunare, erau o debandare în adunare, erau lucruri pe care n-am să vi le povestesc acum, indiferent ce zice unul sau altul, că bula e în toată țara asta. Dar vreau să spun, o trebuie să trecem prin examene mari și loviți. Au fost momente când suspinând am ieșit de acasă, suspinând m-am întors acasă. Suspinând mi-am mâncat mâncarea, au fost luni, ani de zile de luptă. Și vreau să spun în ziua aceasta, consider că sunt un om binecuvântat de Dumnezeu. Asta e problema la noi, că noi vedem binecuvântarea să râzi, să te distrezi, să te iei unul care să te ducă numai la grătare, numai la plajă și asta e binecuvântare. Pentru tot ce am suferit, tragem nădejdea că dacă ne vom lupta până la capăt, ne așteaptă o răsplată pe care n-am văzut-o, dar simt că se apropie. Asta îi spun soție când o văd că nu mai poate. Spune, ne oprim că n-are niciun rost, nu mai putem. Îi spun pe noi, în cer ne așteaptă o răsplătire. Iisus în Apocalipsa ne-a promis și a zis, vin și răsplata-i cu mine. Amin. Ca să dau fiecăruia după fapta lui. Ai avea puterea să spui că asta e binecuvântare? Răi să mănânce bine și să doarmă bine. Și tu și noaptea să suspini și să nu poți să dormi. Mă trezesc câteodată la mezul nopții, ca de oboseală, frân de la lucru. Și-o aud pe soție într-o cameră, la trei noaptea, cum plânge și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Ai avea îndrăzneală să spui că asta e binecuvântare. Vreau să spun astăzi, pentru cei ce plâng, pentru cei ce suspin, există o răsplătire la Dumnezeu. Amin. Nu-ți pierde nădejdea până în ziua aceea. Dumnezeu nu va uita. Truda ta, lupta ta, lacrimile tale, gemetele tale, luptele pe care le-ai avut, Dumnezeu nu le va uita. E scris în cer. Suferința ta e scris în mâna lui Dumnezeu. Și zice cartea Maria, ei vor fi ai mei, zice Domnul. Aleluia, și nimeni nu va smulge din mâna mea. O zis în ziua aceea vor fi o comoară. Nu azi! Cu bani la băncile mondiale. Nu azi! Și azi în ocară, suspins că te trebuie. Dar o comoară în mâna lui Dumnezeu în ziua aceea. Îți va plăti Dumnezeu toate lacrimile și toate suspinele. Îți va plăti Dumnezeu toate durerile de care ai avut parte pe pământ. Îți va plăti Dumnezeu toate nopțile în care n-ai avut liniște și n-ai avut somn.
Îți va plăti Dumnezeu că te-ai îmbolnăvit suferind pentru calea Lui și pentru lucrarea Lui. Doamne, care duci poveri! Amin! Doamne, care simți că te prăbușești! Vine ziua când Dumnezeu te prăbușește! Aleluia! Aleluia! Zice Biblia despre Moise, posocotit mai de preț o cara lui Hristos decât comorile de preț ale Egiptului pentru un motiv. Să aveau ochii pironiți spre răsplătire. Realitatea este că avem ochii pironiți spre pământ. Realitatea este că aici vedem totul. Dacă răsplata pentru trăirea pocăinții s-ar da azi să fii pocăit și mâine să te trezești cu mașina în ogradă și cu casa sus, toți oamenii din lume s-ar trebui. Dar pocăința e grea pentru că trebuie să lupți și să suferi aici pentru o răsplată pe care o vei primi când se va întoarce El. Lăudați să fie Dumnezeu! Amin. Dumnezeu să ne ajute și pe noi și tineri, Amin, dragi, să avem ochii pironiți spre răsplătire. Când nu mai vezi nimic în fața ochilor, când ți se pare că te prăbușești, când ți se pare că Dumnezeu te-a lăsat și te-a uitat, uită-te departe printre noi. El s-aude că vine și în mâna Lui e răsplata. Nimic nu va uita. Totul va fi răsplătit de Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Închei și spun, tineri dragi, cere și să cerem cu toți în vremea asta de la Dumnezeu o călăuzire prin Duhul. În viața de tânăr, de câte ori am ascultat de călăuzirea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, am ieșit bine și am ieșit la liman. Când m-am luat după oameni care am crezut că sunt mai luminați, am întâlnit odată un proroc care și prorocea în adunare și mi-a vândut o erezie de era să mă nenorocesc dacă aș fi acceptat ceea ce omul acela mi-a spus. Cere de la Dumnezeu o călăuzire personală. Ce trebuie să faci? Ce nu trebuie să faci? Cum trebuie să umbli, cum nu trebuie să umbli, cum trebuie să procedezi într-o situație și alta. Și Dumnezeu are putere să ne ajute, are putere să ne întărească și Domnul să ne ajute. Și pentru un părinț, un cuvânt, știți de ce s-a însurat Isaac după voia lui Dumnezeu? Într-adevăr, și el a fost la locul lui, a fost un copil al făgăduinței, spune că se întorcea cu nevasta, el era lângă fântână, nu era la internet, nu era pe bulevard, nu era cu mașina prin parc, nu era în altă parte. Zis, la fântâna Laha Eroi l-a găsit Rebeca când a venit să se căsătorească cu Isaac. Dar știi de ce s-a căsătorit după voia lui Dumnezeu? A avut un tată care a avut încredere că are un înger și un Dumnezeu, Amin, care va rădui Dumnezeu. Slavă Domnului! Nu înțelepciunea lui Eleazar, nu l-o primiți, vezi cum faci, discută cu neamurile, vezi pe care îl poți înșela, pe care îl poți, așa cum fac câte unii părinți azi, vizitează câte o familie, nu știi de ce i-a venit așa de drag de cutare familie, dar ei au alte gânduri la mijloc, nu? Nu așa. Să ai încredere că Dumnezeu pe care l-ai slujit, El se va implica. Amin! Așa e că copiii lui Isaac nu s-au mai căsătorit exact așa cum s-a căsătorit el, nu? Isaac nu a avut atâta înălțime și atâta încredere în Dumnezeu cât a avut tatăl său Avram. Avram i-a spus lui Eleazar clar, am încredere că îngerul care m-a păzit toată viața merge el înainte și ales. Aleluia. Nu? Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin. Și în ziua asta să se uite spre noi aici. Amin. Să se uite că suntem zdrobiți, să se uite că lupta e mare, să se uite că suntem praf și cerușă și să-și întindă mâna peste noi și peste fiecare, să ne dea putere să trăim adevărul, Amin, să ne dea putere fiecare lucru să-l putem împlini în viața noastră. Ca să avem nădejde că răsplătirea se apropie și că vom primi. A lui Dumnezeu să fie toată slava, cinstea a Hristosului Lui și a Duhului Sfânt în veci. Amin. Amin. Amin.